dimineață am privit împreună din Galateni, capitolul 4, la taina întrupării, la taina întrupării Domnului Iisus Hristos. Și în această seară vreau ca să rămânem în aceeași temă și să continuăm explorarea noastră acestei teme și cu prilejul acestui sezon să ne îmbogățim cunoașterea noastră, profunzimea noastră. Dacă ei nu știu ce sărbătoresc și de ce sărbătoresc și că poate n-ar trebui să sărbătorească dacă nu știu de ce, noi întotdeauna trebuie să-L sărbătorim pe Hristos cel întrupat. Și aș vrea, cu ajutorul Domnului, ca în întâlnirile care urmează să explorăm mai amplu această temă, încât să înțelegem din ce în ce mai bine taina aceasta, misterul acesta al întrupării descoperit pentru noi în Sfintele Scripturi. În istoria Bisericii, încă din primele veacuri, au fost diverse atacuri asupra acestei doctrine a întrupării, care au încercat să clatine temelia învățăturii biblice despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Biblia ne învață că Dumnezeu și-a trimis Fiul, Fiul Etern, Fiul care Ioan spune că era de la început cu Dumnezeu, că toate lucrurile au fost făcute prin El. Altfel spus, Dumnezeu s-a întrupat, a luat asupra Lui natură umană și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, omul Iisus Hristos, o singură persoană, da? O singură persoană cu două naturi, acele două naturi distincte și totuși în acea singură persoană. Dar de la începutul istoriei creștine avem atacuri asupra acestei doctrine cristologice și se atacă ori divinitatea Domnului Iisus Hristos, ori umanitatea Domnului Iisus Hristos. Și așa cum am văzut dimineață din Galateni 4, este extrem de important pentru planul acesta de răscumpărare, este extrem de important pentru noi cei care auzim Evanghelia răscumpărării, faptul că Dumnezeu a întocmit un plan de răscumpărare și faptul că Hristosul acesta, da, cristologia ta contează, cum răspunsul la întrebarea cine este Iisus Hristos contează. Hristosul acesta este persoana perfectă pentru răscumpărarea noastră. Doar acest Hristos poate răscumpăra. Doar acest Hristos poate ierta păcatele. Acest Hristos care este divin, care este Dumnezeu, și acest Hristos care este în totalitate uman. Cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om. Da? Este acest Hristos care poate mântui. Și Biblia este plină de exemple unde vedem necesitatea acestor calități pentru a fi un răscumpărător. De exemplu, când Domnul Iisus Hristos își permite la un moment dat ca să spună cuiva că păcatele sunt iertate, toată lumea se șochează. De ce? Pentru că iudeii înțelegeau foarte bine că singurul care are dreptul ca să ierte păcatele este Dumnezeu. Da? Este Dumnezeu. Orice om, oricât de bun ar fi fost el, chiar dacă ar fi fost perfect, nu are calitatea, valoarea, autoritatea necesară să facă această declarație pentru cineva. Păcatele îți sunt iertate. Dar Hristos are, pentru că El este Dumnezeu. Și ca să-și dovedească prerogativul acesta, Hristos spune, ce credeți că este mai ușor să spună? Păcatele îți sunt iertate sau scoală-te și umblă? Și la porunca Lui, dovedind că El este Dumnezeu, omul se scoală și umblă. De asemenea, vedem peste tot în Biblie că Dumnezeu este, că Hristos este om, cu adevărat om, născut din femeie, crește, se maturizează, îmbătrânește, îi se face foame, îi se face sete, suferă și așa mai departe. Este acest Hristos care este mântuitorul nostru. Vedem că aceste atacuri asupra divinității și asupra umanității și ne vom uita la ambele aspecte mai în detaliu a întrupării, cât și la uniunea aceasta extraordinară, tainică, ipostatică,
ale aceste două naturi care sunt prezente în persoana Domnului Iisus Hristos. În această seară vrem să medităm telegrafic asupra umanității Domnului Iisus Hristos și cu ajutorul Domnului duminica viitoare vom medita asupra divinității Domnului Iisus Hristos, cel întrupat. Vedem că aceste atacuri se materializează în sânul bisericii încă de pe vremea apostolilor. Citim în 1 Ioan 4, de la 1 la 3, apostolul Ioan scrie și avertizează pe credincioși ca să fie atenți și alerți pentru că sunt proroci, învățători mincinoși care vin și atacă această învățătură despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos, pe care Iisus Hristos? Pe acesta care a venit în trup. Deja erau oameni care veneau cu tot felul de teorii. A fost o vedenie, a fost o nălucă, a fost un spirit. Pe acest Iisus Hristos care a venit în trup, dacă nu-l mărturisește pe acest Iisus Hristos, este Duhul Anticristului, de a cărui venire ați auzit, a Anticristului, da? El chiar este în lume acum. Este interesant că lumea tot așteaptă Anticristul și Ioan spune, Duhul Anticristului este în lume încă de atunci, da? Orice atacă, orice caută să înlocuiască pe Domnul Iisus Hristos din postura Lui, orice vrea ca să submineze autoritatea, identitatea Domnului Iisus Hristos, este anticristic, este un înlocuitor al Lui Hristos. Atentează la identitatea, la postura, la valoarea, la autoritatea Domnului Iisus Hristos. A afirma și a crede în umanitatea Domnului Iisus Hristos este esențial pentru mântuirea noastră. Dacă nu crezi că Domnul Iisus Hristos a venit în trup, a trăit în trup ca și om, a murit ca și om, a fost înviat ca și om și astăzi șade la dreapta Tatălui ca și om. Nu-L cunoști pe Hristos așa cum se prezintă El în Sfintele Scripturi. În această seară vreau să privim, cum am zis, extrem de telegrafic, la trei aspecte ale umanității Domnului Iisus Hristos. Sau să ne uităm la umanitatea Domnului Iisus Hristos în trei ipostaze. Vrem să ne uităm la umanitatea Lui în cadrul vieții Lui, ceea ce deja am văzut dimineață, să ne uităm la umanitatea Lui în cadrul morții Lui și să ne uităm la umanitatea Lui în cadrul veșniciei sau după învierea și înălțarea Lui și să vedem că umanitatea Lui are un rol, un scop în planul Lui Dumnezeu distinct, important, esențial, fără care mântuirea noastră ar fi incompletă în toate aceste trei ipostaze. Da? În primul rând, am văzut dimineață că viața Domnului Iisus Hristos, ca și om, a fost instrumentală, necesară pentru împlinirea legii. Și am văzut că fără împlinirea legii nu există eliberarea noastră de sub lege. Și dacă nu suntem eliberați de sub lege, nu putem fi înfiați ca și copii al lui Dumnezeu. Și a fost nevoie, am văzut dimineață, că motivul pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său a fost ca să împlinească legea și să fim eliberați de sub povara legii. Pentru că această lucrare să se realizeze era nevoie ca Hristos să fie întrupat. De ce? Simplu, pentru că doar oamenii se află sub povara legii. Îngerii nu se află sub lege, dar nici nu pot fi răscumpărați. Dar îngerii căzuți nu mai au nicio răscumpărare. Animalele nu se află sub lege. Nu pot împlini, dar nici încălca legea lui Dumnezeu. Da? Un animal nu este un agent moral. Când un animal mușcă pe cineva, cum s-a întâmplat între noi, noi îl putem omorâ pentru că este un pericol pentru persoanele din jurul nostru, dar nu îl putem condamna moral. Da?
Ce rău este, noi spunem, ce câine rău. Nu, câinele nu este rău, câinele este doar câine. Este animal, poate e turbat, e sălbatic, dar el nu are o calitate morală de bun sau rău. Da? Dacă câinele mușcă pe cineva, n-a făcut un lucru rău. Efectele, noi le percepem ca și fiind rele. N-are calitate morală pentru că nu se află sub legea lui Dumnezeu, sub legea morală a lui Dumnezeu. Da? Nu pot împlini, dar nici încălca legea lui Dumnezeu. Dar nici sacrificarea lor nu este suficientă sau de folos pentru iertarea păcatelor. Da? Era nevoie, este nevoie de un om. Doar omul se poate afla sub lege și doar un om poate împlini legea lui Dumnezeu. Și pentru ca Hristos să facă această lucrare, Dumnezeu și-a trimis Fiul, care s-a născut din femeie, care s-a pus sub lege ca El să poată împlini legea. Toți oamenii sunt născuți sub lege. Iar Hristos, Hristos este om și s-a născut sub lege. Diferența este că toți oamenii încalcă legea, niciun om nu poate împlini legea, dar Domnul Iisus Hristos este Cel care a împlinit în mod desăvârșit legea lui Dumnezeu. Toate cerințele lui Dumnezeu, toată neprihănirea cerută de Dumnezeu a fost împlinită de Fiul Său care a trăit o viață perfectă sub lege. De ce? Pentru ca să stea apoi în locul nostru la cruce ca și reprezentant al celor credincioși, El cel fără păcat a luat asupra Lui vina păcatului nostru. Iar noi am primit în dar iertarea păcatelor și nu numai, neprihănirea, împlinirea legii, viața Domnului Iisus Hristos. Tezaurul neprihănirii imputate nouă este viața Lui perfectă. Asta ne transferă, El nu ne transferă o tabula rasa. Nu ne șterge doar păcatele și spune, acum nu ai nimic. Ci ne șterge păcatele și ne transferă, ne dă un cadou al neprihănirii Lui. Ce este, propriu zis, neprihănirea aceea? Este împlinirea desăvârșită a legii lui Dumnezeu. Este viața desăvârșită, trăită în locul nostru de Domnul Iisus Hristos, care El ne-o dă în dar. Ca acel dar să fie realizabil, era nevoie ca El să se afle sub lege. Era nevoie ca El să trăiască sub lege. Era nevoie ca El să fie ispitit ca și noi. Să sufere ca și noi. Să fie în toate privințele ca și noi, de aceeași natură, dar fără păcat. 2. Era nevoie de moartea Domnului Iisus Hristos. Era nevoie de o jertfă de sânge. Așa cum știm, împlinirea legii nu ar fi fost suficient pentru a rezolva această dilemă a răscumpărării noastre. Pentru ca neprihănirea lui Hristos să fie aplicată, transferată, imputată nouă, era nevoie de un sacrificiu. Altfel spus, dacă Hristos se întrupa, trăia 33 de ani perfect pe acest pământ și apoi se înălța la cer, pur și simplu am fi văzut cum arată neprihănirea lui Dumnezeu, dar n-am fi primit vreodată neprihănirea lui Hristos. Am fi avut un model demn de urmat, dar imposibil de realizat în viețile noastre. Este nevoie de un sacrificiu și acel sacrificiu, ne spune Scriptura, trebuie să fie un sacrificiu de sânge. Aceasta a stabilit Dumnezeu în legea Lui încă din Geneza. Când Adam și cu Eva păcătuiesc și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le spune că există acum o pedeapsă asupra lor și asupra strămoșilor lor, și că există o promisiune a salvării care o va aduce Dumnezeu prin femeie. Și exemplifică aceasta cum? Luând animale, sacrificând acele animale și luând pielea lor, să-i îmbrace și le pune pe spatele lor și așa îi trimite afară din grădina Edenului. De multe ori privim această scenă extrem de romantic, dar ea nu este doar romantică și frumoasă, ea este sângeroasă. Adam și cu Eva au plecat îmbibați în sânge de animale. Nu credeți că Dumnezeu a belit animalele, a bătut cojocul, a lăsat să... Nu?
Asta e scopul scenei. Scopul scenei ia două animale vii, le despică în două ca să curgă măruntaiele lor și tot sângele să curgă pe pământ. Ia pielea de pe animale și le spune în spatele lor și spune: prin acoperirea cu sângele altcuiva, așa veți fi și voi mântuiți din starea în care vă aflați. Din acel moment, Dumnezeu a declarat că iertare fără vărsare de sânge este imposibilă. Biblia ne spune că scopul jertfelor din Vechiul Testament nu a fost pentru iertarea păcatelor. Nu a fost, n-a realizat această iertare. Din Geneza și până la venirea Domnului Iisus Hristos, toate animalele sacrificate după porunca lui Dumnezeu nu au iertat păcatele cuiva. Autorul către Evrei ne spune în Evrei capitolul 10, versetul 4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De ce atunci Dumnezeu a vărsat atâta sânge și a poruncit vărsarea ta sânge de animal? Pentru că vărsarea de sânge în Vechiul Testament avea alt scop. În primul rând, avea un scop didactic. Jertfele aveau un scop didactic, era un instrument didactic. Prezentau prototipic cerința lui Dumnezeu care urma ca să fie împlinită. Când Adam și Eva au plecat din grădina Edenului, au primit promisiunea verbală a lui Dumnezeu și exemplificarea vizuală prin jertfa acelor animale. Și de fiecare dată când un animal era jertfit la templu, era din nou o reamintire și o reamintire că Dumnezeu cere vărsare de sânge pentru iertarea păcatelor și că trebuie să vină o jertfă după promisiunea lui, care va satisface cerințele lui. Apoi jertfele au fost un instrument al harului. Prin credință, cei care aduceau jertfa, anticipând jertfa desăvârșită a lui Dumnezeu, erau mântuiți. Nu erau mântuiți pentru că aduceau jertfa, pentru că făceau actul jertfirii, actul sacrificării. Iedul acela sau mielul acela nu era prețul păcatelor lor. Am dat un miel, da? Nu era un sistem de indulgențe, cum au avut catolicii la un moment dat, da? În care te duceai la preot și preotul zicea: ce ai păcătuit? Păi am furat, ok, o să te coste atât. Sau după aia mergea la preot și spuneai: ce ai vrea să păcătuiești săptămâna asta? Păi știi, m-am gândit la ceva mai picant. A, ok, te va costa dublu. Nu asta se întâmpla la templu. La templu, mințile lor erau amintite despre planul lui Dumnezeu de răscumpărare și sufletul lor, duhul lor, prin credință, cei care erau credincioși, s-atârnau, să prindeau de promisiunea Domnului Iisus Hristos. Va veni un mântuitor, va veni o soluție. Nu știau numele, nu știau timpul, nu știau toate circumstanțele. Dar știau că Dumnezeu a promis încă din Geneza că El va rezolva această problemă. Și că această problemă va implica vărsarea de sânge. Prin credință, atunci când ei aduceau jertfa și anticipau acea jertfă desăvârșită, erau iertați de păcate, erau mântuiți. Și Biblia atestă lucrul acesta peste tot, mai ales în Evrei, ni se spune foarte clar că cei care au venit înainte, prin credință au fost mântuiți. În niciun caz, nu prin jertfirea animalelor. Dar dacă sângele animalelor nu era suficient, atunci cum s-a rezolvat această problemă? Pentru că tot autorul către Evrei ne spune în Evrei 9:22: după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și totuși noi credem astăzi că suntem iertați și cuvântul lui Dumnezeu ne promite astăzi că suntem iertați. Cum s-a realizat această iertare? Cum ar trebui să fie așteptată ei din Vechiul Legământ să se realizeze această iertare? Dumnezeu ne-a spus încă de la început și cu fiecare generație a devenit din ce în ce mai clar cum trebuia să se realizeze această iertare. Avem un pasaj prototipic și extrem de sugestiv în Scriptură, încă din Geneza 22, în care lui Avram este poruncit să-și sacrifice fiul pe Isaac, arătând
arătând orb spiritual, doar trebuie să fii să nu înțelegi ce să petreci aici, arătând spre felul de sacrificiu care va fi nevoie pentru iertarea păcatelor. Dar rețineți cum se încheie acel incident, nu cu jertfa lui Isaac, ci cu Dumnezeu purtând de grijă, El însuși dăruind jertfa necesară. De ce? Pentru că Isaac n-ar fi fost o jertfă suficient de mare. Pentru că Avram n-ar fi fost o jertfă suficient de mare. Pentru că dacă ar pieri toată umanitatea, n-ar fi suficient ca să acopere păcatul unui singur om. Rețineți când Isaac întreabă pe Avram: tată, văd lemnele, văd că totul este pregătit. Dar mielul? El anticipa ce trebuia să se întâmple acolo. A mai văzut asemenea scene. Dar mielul? Și Avram îi răspunde în versetul 8. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Avram avea credință că Dumnezeu va rezolva problema. Nu doar problema cu Isaac, ci problema veșniciei lui. Avram se baza prin credință în soluția lui Dumnezeu. Hristos este mielul ispășitor care le așteptau cei din vechiul legământ. Pentru că doar vărsarea sângelui lui Hristos poate dobândi iertarea de păcate. Nimic altceva nu ar fi fost suficient. El este singurul fără cusură, fără păcat. El este singurul care are valoarea și statutul infinit de mare încât să fie acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Avram nu și-a sacrificat fiul pentru că Dumnezeu a purtat de grijă, pentru că Dumnezeu a promis o soluție la această problemă. Și toți cei care se încred în soluția lui Dumnezeu beneficiază de ea. Dumnezeu sacrificând fiul său pentru ca noi să devenim fii al lui Dumnezeu a rezolvat problema. 3. Umanitatea Domnului Iisus Hristos este importantă nu doar în viața și în moartea Lui, dar și după învierea Lui. Este importantă pentru că un aspect al mântuirii noastre este că ea trebuie dusă până la sfârșit. Ea are o culminare, o finalitate. Și este important ca Domnul Iisus Hristos să fie cu adevărat om pentru ca El să fie un mijlocitor desăvârșit. Importanța umanității Domnului Iisus Hristos se extinde chiar dincolo de viața Lui perfectă, prin care împlinește legea, chiar dincolo de moartea Lui pe calvar, ca și substitut în locul celor ce se încred în El. Gândiți-vă la acest aspect important în această seară. Hristos este om și astăzi. Ați fi surprins cât de mulți credincioși nu realizează lucrul acesta. Pe mine mă șochează. Cât de mulți credincioși nu realizează că Domnul Iisus Hristos în trup, glorificat, om, șade la dreapta Tatălui. Cât de mulți oameni cred că cerul este undeva plutind pe niște nori și nu știu că va fi un cer nou și un pământ nou. Și Hristos în trup va fi în mijlocul nostru. Gândiți-vă la acest aspect. Hristos este om și astăzi. Nu este la voia întâmplării, nu este doar ceva aleatoriu, este după planul perfect al lui Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu să stea lucrurile. Atunci când Hristos s-a făcut părtaș naturii umane, dar fără păcat, acea uniune tainică, ipostatică, în care cele două naturi sunt în aceeași persoană a Domnului Iisus Hristos, este una permanentă și irreversibilă. Ceea ce este important, pentru că El este mijlocitorul nostru și atunci El este un mijlocitor perfect și veșnic. Hristos este reprezentantul celor mântuiți azi și în veci. Același Hristos care a murit pe cruce și același Hristos care a înviat și același Hristos care s-a înălțat este reprezentantul meu și reprezentantul tău. Și cât timp El mijlocește, mântuirea noastră este sigură. El nu a luat asupra Lui natura umană ca să ne reprezinte pentru o zi sau pentru 33 de ani și apoi să abandoneze,
El nu este ca și un avocat care îl plătești cu ora, te reprezintă o oră și apoi nu mai are niciun interes față de tine. Sau poate te reprezintă o lună într-un proces mai lung sau un an sau doi și apoi uită de tine. Hristos este reprezentantul meu și reprezentantul tău dacă ți-ai pus credința în El pentru veșnicie. Și când El a coborât din ceruri ca să te reprezinte, aceasta a fost o hotărâre veșnică. Pavel spune în 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Cât de repede citim peste versete și nu realizăm câtă bogăție. Observați doar câteva aspecte. Observați faptul că Pavel spune că există, că este la prezent un singur Dumnezeu. Și că este, la prezent din nou, da, un singur mijlocitor. Cine? Omul Iisus Hristos. Rețineți înălțarea Domnului Iisus Hristos din Fapte, capitolul 1, unde ni se spune că după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, s-a înălțat la cer. Și un nor l-a ascuns de la ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia El, iată că s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați din Galileea, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Omul Iisus Hristos. Omul glorificat Iisus Hristos a înviat din morți. Omul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Omul Iisus Hristos șa de astăzi la dreapta Tatălui. Cum? Nu știu. Taina aceasta nu ne-a fost descoperită. Cum se poate El în trup glorificat să stea în ceruri astăzi unde sunt duhurile și unde este Dumnezeu? Nu știu. Dar Biblia spune că omul Iisus Hristos s-a înălțat. Omul Iisus Hristos șa de la dreapta Tatălui. Omul Iisus Hristos mijlocește pentru oameni astăzi și același om, Iisus Hristos, se va întoarce în același fel cum s-a înălțat. Ce încurajare pentru noi să avem un asemenea mijlocitor, unul care ne înțelege slăbiciunile pentru că a fost ca și noi, dar fără păcat. Căci nu avem un mare preot, spune autorul către Evrei, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să avem un mijlocitor sensibil față de nevoile noastre. Să avem un mijlocitor care este reprezentantul nostru perfect. El este avocatul nostru perfect. Nimeni n-ar fi mai potrivit. De ce? Pentru că este uman. El este noul Adam. El este capul celor născuți din nou. El este cel care a împlinit desăvârșit legea în locul nostru. Dacă este interogat despre statutul tău, el poate să spune, da, eu am împlinit în locul lui Ciprian. Neprihănirea lui Ciprian este acea neprihănire care eu i-am dat-o. El este cel care a plătit cu plata sângelui său pentru iertarea păcatelor care am primit. Dovada este astăzi în ceruri, pironită în mâinile lui. Dar El nu este doar uman, El este divin. El are valoare infinită, prerogativele divine. Toate mijlocirile Lui care se adresează Tatălui sunt întâmpinate cu da și amin. Hristos nu îl roagă pe Tatăl și Tatăl spune, hai să vedem. Și totul este în unitate, în unison. Tot ceea ce cere Hristos este împlinit, pentru că tot ceea ce cere este după voia Tatălui, pentru că El și cu Tatăl sunt una. El este veșnic și nemuritor. Avem un mijlocitor veșnic. Lucrarea de mântuire la care Hristos ne-a făcut părtași este una completă, este una finală, este una irreversibilă. Nu mai poți ca să fii nemântuit odată ce ai fost mântuit. Lucrarea de mijlocire
este și ea una permanentă până la venirea Domnului Iisus Hristos. Garanția uniunii noastre cu Dumnezeu, garanția înfierii noastre de Dumnezeu, este întărită pentru noi ca și credincioși prin aceste două aspecte. Pe de o parte, noi avem arvuna Duhului în inimile noastre. Duhul Fiului care în noi strigă Tată și știm că El ne-a răscumpărat pentru că ne-a dat moștenirea. Pe de altă parte, prezența omului Iisus Hristos la dreapta Tatălui. El a venit și a luat asupra Lui umanitatea noastră ca să răscumpere și să aducă într-unul singur, în trupul Său, pe toți cei răscumpărați. Și ca și garanție, El este și astăzi în acea stare a omului Iisus Hristos la dreapta Tatălui, ca dovadă a faptului că El a răscumpărat în trupul Său pe toți cei credincioși. Hristos a smerit și a luat asupra Lui natura noastră umană pentru a ne mântui. Dar această uniune cu noi, prin întrupare și prin răscumpărare, este permanentă. Hristos nu se îmbracă cu umanitate și apoi se dezbracă de ea după ce săvârșește lucrarea Lui, ci El rămâne pentru veșnicie omul Iisus Hristos. Dovada faptului că ceea ce a realizat pentru oameni prin întruparea Sa este permanent și ireversibil. Trupul Său, din care noi facem parte, pe a cărui mâini noi suntem întipăriți, este astăzi în cer, ca și dovadă a faptului că această mântuire este permanentă. Vedeți, umanitatea Domnului Iisus Hristos nu este un detaliu în planul lui Dumnezeu de mântuire, ci este esențial. De aceea vă reamintesc cuvintele Apostolului Ioan: Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. Rugăciunea mea și dorința mea pentru noi este să-L cunoaștem pe acest Iisus Hristos așa cum s-a descoperit El. Dumnezeu întrupat. Omul Iisus Hristos. Cel care s-a întrupat, a trăit o viață perfectă, a murit ca și substitut pentru toți credincioșii, luând asupra Lui păcatele lor și dăruindu-le în dar neprihănirea câștigată de El, și care astăzi, ca și om și Dumnezeu, stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare răscumpărat, până când, la fel cum s-a înălțat, va coborî din nou din nori. Amin. Haideți.